bine, ești gata să ne distrăm? Iată locul nostru pentru azi! Îmi place foarte mult! Doar o secundă! Vai, cortul a zburat! Ce? Unde? A dispărut! Mamă! Bine, stai puțin! Hai să facem un cort nou! Gata? Bine! Ce sunt toate astea? Nu înțeleg! Gata, ăștia sunt stâlpii! Așteaptă! Acum urmează etapa următoare! Acest lucru va menține totul împreună! Ce? Ai încredere în proces, dragă! Acum avem nevoie de o intrare! Ta-dam! Arată destul de bine, nu-i așa? Wow, da! În cap? Yee! Mă bucur că-ți place, dragă! Respira adânc! Expiră! Hei! Uf! Stomacul meu vorbește! Zice că are nevoie de o gustare! Mmm, delicios! Și gata! Vai, ce dulce! Mm, am terminat deja? Uf, trecem la următorul! Mm. Fiu, ce e sunetul ăla? Atâta crânțănit! Dar suntem foarte relaxate! Gata, am terminat și chipsurile! Să vină ciocolata! Mm. Mai mult mestecat? Oh, da! Vai! Dragă, te rog, mai încet! Gata! Vorbește din nou! Îl aud! Meg, ce e în regulă? Am mâncat multe gustări! Ce? Și? O să explodez! Nu, nu, nu! Uf, exact în direcția mea! Bine, bine! Trebuie să am ceva aici! Poftim! Un bol? Nu cred! Bine! Ce zici de asta? Și de asta! Perfect! Oh, bine! Revin imediat! Oh, ăsta e un loc bun, pentru că trebuie să fac acum! Un pic mai adânc! Gata! Și acum punga! Nu se uită nimeni? Bine! Da! Ce ușurare! Uf! Gata și gata! Ah, inspiră! Ce n-ai? Oh! Am fost la toaletă! Bine! Iac! Aș avea nevoie de un duș! Oh! Mai multe gustări! Cel puțin sunt gata acum! Chipsurile astea sunt delicioase! Și soarele e puternic azi! Simți acele raze puternice? Vai! E cald, mamă! Ce? Ups, ai uitat să te dai cu cremă de soare! Dar nu este prea târziu să aplici! Hai! Oh, au! Sărmana! Acum ce? Stai așa, știu! Asta doare? Așteaptă! Acolo! Vino aici! Relaxează-te și odihnește-te! Operațiunea burrito uman în desfășurare totală! Ești sigură de asta? Poți să-mi porți și pălăria! Soarele nu te mai poate atinge acum! Poftim! Oh, salut! Vreau să mă joc cu el! Gata! Oh, vai! Wow! Ups! Treaba asta nu funcționează! E timpul pentru o mică ajustare! Ce fel de ajustare? Doar ține-te bine, dragă! Mami o să facă totul bine! Oh, ce moale! Bine, să ne întoarcem la treabă! Oh, da! Ăsta da cerc! Se potrivește perfect! Și restul! Acum te poți deplasa! Dar rămâi protejată! Grozav! Oh, te pot ține acum! Am nevoie de o altă pălărie! Te rezolv eu, mamă!
Oh, mulțumesc! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Poftim niște tăieței delicioși, scumpo! Nu uita, trebuie să-i mănânci pe toți! Te poți baza pe mine, tată! Ești pregătită, păpușico? Wow, ce dansatoare bună ești! Atât de grațioasă! Aș vrea să mă mișc și eu așa! Cum de n-ai amețit? Cred că sunt suficienți ăștia! Doar uitându-mă la tine, mi s-a făcut foame! Delicioși! Sunt niște tăieței buni! Ok, păpușico, turmezi! Răsucește-te fără oprire! Ia, în sfârșit sunt acasă! Meciul ăla de fotbal a fost intens! Trebuie să mă odihnesc! Abia aștept să mă descalz! Ah, ce bine e! E timpul să mă culc! Stai! Miroase a brânză? Mă ustură nasul? Cred că am găsit vinovata! Trebuie să scoatem șosetele astea! Mama ei nu poate să vadă așa ceva! Ah, serios? Glumești? Un gândac? Știi că am zis fără animale? Cine știe ce găsesc dedesubt? Ăsta e și mai rău! E dezgustător! Cum? De fapt, nu vreau să știu! Am o soluție pentru problema asta! Tu, vii cu mine! Sac! Am umplut o șosetă cu săpun! Am grijă să-i umplu piciorul lui Betty cu spumă! Apoi folosesc gheata asta din cauciuc ca să-l curăț! Ar trebui să se clătească bine! Sper că apa e călduță! Ajunge! Și acum te întorci în pat! Wow! Nu mai e pic de mizerie! Sunt impecabile! Mă asigur că Betty stă comod! Mult mai bine! Somn ușor, scumpo! Ce zi! Hai să plecăm de aici! Șt, nu trezi uriașa! E timpul să ne jucăm! Să-i dăm drumul! Nu! Nu faci asta! Știu ce fac! Lasă-mă să-mi fac treaba! Păzea! Woohoo! Am reușit! Bate palma, scumpo! E super! Mă simt plină de viață! Nu mă scăpa! Wow! Se învârte camera! Urcăm! N-ar trebui să facem asta! Sau... Haide, o să fie distractiv! Betty habar nu o să aibă ce s-a întâmplat! Cred că avea nevoie de o schimbare de look! Astea o să o ajute să radieze! Wow! Mi-am terminat treaba! Bravo! Haide, noapte tânără! E timpul să pornim la drum! Mereu mi-am dorit să fac asta! Ține-te bine! S-ar putea să iasă nasol! N-am carnet de conducere! Stai! Acum îmi spui? Vai, e super! Woohoo! Mai repede, mai repede! Hai, apasă accelerația! Încă n-ai văzut nimic! Oh, da! Așa mai merge? O să vomit și îmi place la nebunie! Nu vreau să se termine noaptea asta! Trebuie să ne întoarcem în pat! Da, sunt super obosită! Nu mai sunt atât de tânără ca pe vremuri! Mai ții minte când petreceam toată noaptea? Da, ce vremuri! E deja dimineață! Am avut cele mai trăznite vise! Am visat că păpușile mele erau vii! Stai! Ce? Cum? Ce s-a întâmplat azi noapte? A fost un vis, nu? Ce vorbesc? Normal că da! Trebuie să scap de chestiile astea! Hai, hai! Nu, nu pasa mingea! Of, de ce-au făcut asta? Bună, tată! Hai să ne jucăm! Nu acum, scumpă, a început meciul cel mare! Tati, nu ne jucăm niciodată! Ai văzut cum e vremea? Nu poți să ieși, e furtună! Oh, dacă pui așa problema... Abia așteptam! Scuze, puștoaico, poate data viitoare! Ah, am ratat un gol! Tata petrece mai mult timp uitându-se la sport decât cu mine? Nu e corect! Se pare că o să mă joc cu zidul! Iar... Ah, am prins-o! Ia uite, tată! Betty șutează și ratează! Vai! Păsea! Opa! Lovitură dificilă! Habar n-am cum s-a întâmplat asta! Pasează, pasează mingea! Hai! Of, o să iasă un cucui! Ce? Ce s-a întâmplat? Îmi amintesc că ceva zbura prin aer și poc! Stai! Uite ce dezastru! Nu pot să cred! Betty, tu ai făcut asta? Mama ta o să fie furioasă! Totul e distrus! Betty nu e aici! Of! Joacă-te afară data viitoare! Încă e vremea urâtă! Dar e ok, poți să iei umbrela asta! Oh, sau nu? Locul ei e la gunoi! Stai! Am o idee grozavă! Așteaptă aici! Trebuie să fac câteva modificări! Farfecă! A, da! Poftim! Baftă! Sper să meargă!
scoci! Acum! Imediat, tată! Poftim! Cred că am terminat! Wow, e fabuloasă! Probează-o! E super! Ne asortăm! Ești pregătită de joacă? Normal! Să mergem! Urăsc munca! E plictisitoare! Urăsc temele! Nu se mai termină! Cât e ceasul? Oficial, suntem în vacanță! Astea pot fi aruncate la gunoi! Și nu mai trebuie să port cămașa asta stupidă! Așa, da! În sfârșit pot fi eu însumi! Betty, vii cu mine? Speram să spui asta! Adio, teme! Mă bucur că scap de uniforma asta! Nu e stilul meu! Am așteptat momentul ăsta toată ziua! Sunt entuziasmată! Nu mai am nevoie de ăștia! Cum arăt? Trebuie să-mi fac ghiozdanul! Am luat chestiile de bază! Trebuie să iei bomboane în vacanță și niciodată nu e prea multă cremă de ciocolată! Ai perfectă dreptate! Cred că sunt gata! Stai așa! Aproape că uitasem! Tu vii cu mine, Teddy? Ha? Ce-ai zis? N-ai pantaloni scurți? Ți-am luat-o înainte! Ia uite! O să fii la modă! Sper că-ți sunt bun! Trebuie să te înghesui. Încă puțin. Poate dacă îți ții respirația, Teddy. Intră acolo. Nu merge. Stai puțin. Ce haine să-mi iau cu mine? Tata are mult spațiu. E perfect. Teddy, e micul nostru secret. Ce zici? Pare comod acolo? Intră. Te-ai îngrașat? Așa. Trebuie să plec. O să le iau pe toate. Ce caută Teddy în valiza mea? Habar n-am despre ce vorbești! Haide să mergem! Știu ce să fac! O să-l băgăm pe Teddy în sacul ăsta, apoi îi sigilez partea de sus. Acum ne trebuie aspiratorul, ador partea asta! Folosesc aspiratorul ca să trag aerul din sac. Uite, se micșorează! Acum ar trebui să-ți încapă în ghiozdan. Hai să încercăm! Wow, ce prăjitorie e asta! E super! Încape perfect! Cred că am luat totul! Să mergem! Avem un avion de prins! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Toată lumea adoră zilele toride și însorite de la plajă, nu-i așa? Nu ai nevoie de baloane cu apă ca să te răcorești! În schimb, aceste trucuri grozave pentru plajă să te lase să te relaxezi și să te bronzezi! Ce zi minunată! Soarele-i sus pe cer, mă simt bine, părul meu e grozav, e timpul să mă relaxez la piscină. Sper să-mi observe lumea părului mitor. Ha? Nu cât sunt eu aici! Trebuie să porți o cască de not. Poftim! Dar părul meu e așa de drăguț și casca asta e urâtă! Atât de strâmtă! Nu te mai prosti și pune-ți-o! Aproape, aproape! Nu sunt plătită suficient pentru asta! Bine, lasă-mă să te ajut! Dă-mi aia! Privește! O să bag casca în apă! Așa! Acum o să țin deasupra părului tău minunat! Și îi dau drumul! Ce rece e! De ce ai... E pusă? E pusă! Ce cool a fost! Mersi! Îmi fac și o meserie, doamnă! Ghiulea! Uf, ce soare e! Trebuie să-mi protejez ochii. Prosop? Nu, ochelari de soare. Ce altceva? Ochelari de soare! E atât de greu să-i văd! Ăștia sunt doar ochelari! Unde sunt lentilele? Vai! Uită-te la ea! Ochelarii ăia de soare sunt drăguți! Cred că mi-a venit o idee! Bună! Credeam că ochelarii tăi de soare erau murdari, dar nu, arată bine. O să-i pun la loc. Poftim! Cât pe ce? Ce-i acolo? Salteluța aia de yoga ar putea fi utilă! Îmi trebuie doar o bucățică. Pare un schimb corect. Tai salteluța din spumă așa. Dau câte o gaură pe fiecare parte. Bag mânerele ochelarilor prin găuri. Propriul meu parasolar! Hai să-l testăm! Pot să văd! E mult mai bine! E așa de cald! Trebuie să mă răcoresc! Suc! O să mă ajute? O să iau doar o guriță! Habar nu o să aibă ea!
ce bun e! A mai rămas doar o picătură. Ar fi păcat să o irosesc. Ce răcoritor e! O să pun doza asta la loc. Crima perfectă! E timpul pentru o baie în mare. Îmi place să fiu lângă mare. Ce somn grozav a fost! Trebuie să beau ceva. Goală? Unde mi-e sucul? Pun pariu că ea l-a băut. Unde e? Ar fi trebuit să-mi aduc rățușca de cauciuc. Îi arăt eu ei. Trebuie să sap o groapă. Aș fi vrut să am o găleată și o lăpată. Ar fi fost mult mai simplu. Oare o fi o comoară aici? E grozav, dar ar trebui să mă usuc. M-ai văzut în... Stai așa! Unde s-a dus? Poate s-a dus să mai asuc. Te-am prins! Te rog, nu mă răni, monstru al disipului! Te rog, urăsc plaja! Zicea că o să fie aici. Unde e? Bună! Iubire! Vin! Vai! Cade! Nu! Vorbeam serios, sincer. Nisipul are un gust nasol. Bleah! Poate că n-a observat. Cred că a durut, dar a fost amuzant. Gata, mă duc acasă. Dar, vin înapoi, ți-ai lăsat șlapul. E rupt, poate reușesc să-l repar. Bagă bareta prin gaură. Apoi ia doza și scoate-i cheița. Pune-o în jurul baretei și strânge-o bine. Zici că e nou! Nu pot să cred că a râs de mine! E un nesimțit! Grozav! Mi-am rupt șlapul! E cea mai nasoală zi! În sfârșit i-am găsit! Am ceva pentru tine! Uite, l-am reparat! Stai să ți-l pun! Ce romantic! Ca într-un basm! Ești frumușică, chiar dacă ai nisip în păr. Spui cele mai drăguțe chestii. Hei, ăla e un rechin? 1 minut și 20. E un nou record când îmi ții respirația. Cum arăt? Grozav! O să fac niște poze pentru Instagram. Dăm ceva spectaculos. Da, asta era. Sunt grozave. Aoleu, se pare că nu ești așa de fotogenică. Ce? Lasă-te mai jos! Încearcă dintr-un alt unghi. Sigur, o să meargă. Poate, cu grijă. Acum telefonul meu e ud. Poate dacă îl suflu. Nu vreau să-mi stric telefonul. Gândește. Stai așa, băutura asta mi-a dat o idee. O să pun paharul gol în piscină. Îmi bag telefonul în pahar și apoi îl scufund mai mult în apă. Am o cameră subacvatică și telefonul meu nu se udă. Arată așa de bine astea! Wow! Arată uimitor! Durează o veșnicie! Mă simt amețită! În sfârșit e gata! La la la! Ce relaxant e! De ce simt că mă scufund? Ajutor! Ajutor! Mă scufund! Acum știu cum s-a simțit pe Titanic! Am reușit! Sunt pe uscat! Ce ai pățit? Nu vreau să vorbesc despre asta! Poate te ajut eu cu asta! Ia colacul și găsește gaura! Pune niște hârtie de copt peste gaură. Folosește placa de păr de-a lungul cusăturii colacului. Căldura sigilează gaura. Acum e timpul să ne întoarcem în piscină. Așa, sari! Wow! Nici nu-ți dai seama că a avut o gaură? Ura! Uite, plutesc! E atât de distractiv! Nu mai ies niciodată de aici! Șamponul ăsta antibătrață chiar funcționează! Nu e apă! Ce se întâmplă? Arăt ridicol! Trebuie să găsesc un duș! Trebuie să pot folosi ceva de pe aici? Sper să nu mă vadă nimeni! Cât de jenant!
Nu e amuzant, fraților? Poate merge să folosesc punga aia? Fix ce-mi trebuia! O să o umplu cu apă din piscină, apoi o să o leg de duș. Acum trebuie doar să fac niște găuri în pungă. Un duș improvizat! Abia aștept să fac scufundări! Mi-am luat ochelarii, sunt pregătită! Au, au! Cine pune pietre pe o plajă? Nu e așa de rău, e doar durere! Hai că poți! Am reușit! Acum o să văd toți peștișorii frumoși! Nu par deloc suspect în hainele astea negre! Cea mai tare camuflare! Ce avem noi aici? Bomboane, o minge, un telefon și bani! Bingo! Sunt bogată! Ce zi? Hei! Tu! Alea sunt ale mele! Oprește-te! Coațo! Trebuie să not mai rapid! Ai zis ceva? Vrei să-ți iau și bomboanele? Ok! Mersi! Delicioase! Și acum să fug! Aproape că am ajuns! Nu, pietre idiote! Auci! Au! Ah! Chiar nu se grăbește deloc! O să iau și telefonul, și ghiozdanul, și tubul de snorkeling! Mersi! Nu! Stai! Vino înapoi! Nu! Lucrurile mele! Sunt încă aici! Hiu! Mingea asta de tenis ar putea fi utilă! Mai întâi iau un borcan! Pune niște lipici pe capac! Lipește mingea de tenis pe capac! Acum pot să-mi țin bomboanele, banii și alte chestii în siguranță! Închide borcanul și apoi îngroapă-l în nisip! Mingea de tenis îmi arată unde e îngropată comoara mea! Perfect! Nimic nu o să-mi strice ziua asta acum! În afară de pietrele astea stupide! Nimic nu se compară cu o zi de leneveală la plajă! Stai la soare, te bronzezi! Hei, e ceva îngropat aici? Ok, ce ciudat! Ce-i ăsta? Abia aștept să descoper ce e! Se pare că mi-am găsit piciorul pereche! Ce zi! Hei, ai grijă! Serios? Mi-ai umplut prosopul de nisip! Nu lăsa asta să-ți strice ziua! O să mă bucur de soare! Atenție! Iarăși? M-am săturat! O să-mi fig bețele astea în nisip și o să le leg cu banda asta de delimitare! Și așa am propria mea plajă privată! Ups, scuze! Serios? O nouă zi superbă! O să aranjez astea! Ce faci acolo? Ce bine că am luat cearșaful ăsta cu mine! Ce ciudat! O să-l pun pe nisip! Și o să-l ancorez cu diverse obiecte! O să-mi pun rucsacul în colțul ăsta! O să mă spăl de nisipul de pe picioare! Și o să mă usuc cu prosopul ăsta! Așa da! Hei, ce idee bună! Așa nu mai am pic de nisip pe ceașaf! Gata, trebuie să plec! Am avut o zi grozavă! Trebuie să-mi iau toate lucrurile! Cred că am luat tot! Gata, plec spre casă! Loțiunea asta e plină de nisip! Asta e! Am nisip peste tot! Prosopul ăsta trebuie spălat! Am șlapii plini de nisip! Super! Cred că am adus toată plaja cu mine acasă! Cum e posibil? De unde curge atât de mult? Wow, ce de nisip! Aș putea să fac un castel de nisip aici acasă? Ce nervant! Trebuie să existe o modalitate de a evita asta!
O să-mi umplu geanta de nisip. Ce-aș putea face? Am o idee! Vre locul meu popit! E perfect! O să prind cârligul ăsta de șlapi. Și apoi o să-l agăț de fermoarul genții de plajă. Ce idee grozavă! Acum nu mai am pic de nisip în geantă! Au, au! Pardon! Ah, ce ustură! Oh, m-am ars de la soare! Hei, Sky! Ia uite! Oh, ești roșie! Caracul! Stai să te recorez puțin! Nu, nu! Nu așa se face! Cum te simți? Mai bine? Ah, știu! Ce rău mă ustură! Ventilatorul ăsta o să te ajute! Oprește-te! Nu face decât să mă enerveze! Eram sigură că o să funcționeze! Știu cum o pot ajuta! Am avut un iubit pompier! Ok! Am învățat câteva lucruri de la el! Ai nebunit? Nu, oprește-te! Ce-i în capul tău? Opriți-vă, vă rog! Cred că știu ce putem face! Așteaptă-mă aici! Am nevoie de ceva din congelator! Cuburile astea de gheață sunt perfecte! Sigur o să funcționeze! Cu ce o să o ajute astea? Ai încredere în mine! E metoda perfectă pentru a calma arsurile solare! Ai nevoie doar de o tăviță pentru cuburi de gheață și de niște gel de aloe vera! Umple tăvița cu gel de aloe vera! Apoi bagă-o la congelator unde va îngheța! Îți va calma arsurile solare! Încearcă-le! Ok, dacă spui tu! Au, ce rău mă doare! Parcă mi-ar fi luat pielea foc! Ce idee bună! Ok, ia să vedem! Ah, ce bine e! Chiar că ajută! Ți-am spus că să funcționeze! Deja mă simt mai bine! Super! Ce gust genial are! Oh, bună! Sky, ia uite! Salut! Bună! Hei! Aoleu! Se uită la mine! Căh, ce grețos! Unde am plecat? Asta e! E delicioasă! Da, și el e delicios! Acum ce mai e în neregulă? Ah, ce jenant! De ce tot pățesc asta? Ghețata mea! Aș putea să trăiesc cu așa ceva? Ce delicios! Ce mă fac? Mersi! Păcat de înghețată! Stai așa! Am o idee! O să iau înghețata asta și o să bag bățul prin forma de brioșă! Ce tare! Așa n-o să mă mai pătesc pe degete! Wow! Vai de mine! Hei, frumoasă! Hei! Ce înghețată bună! Totul rămâne în forma de brioșă! Mersi! Ce hotel superb! Hai să despachetăm și să mergem la plajă! Abia aștept să mă bronzez! N-ar trebui să dureze mult! Stai! Lexi e gata deja? Eu nici măcar nu-mi găsesc costumul de baie! Căldura-mi ciufulește părul! Arată bine! Trebuie să mă grăbesc! Unde mi-e costumul de baie? Sigur e pe aici pe undeva! Hai să mergem! Am o problemă! Nu am decât slipuri de baie! Asta era! Noi bai! Și eu am făcut la fel! Dar nu ai nevoie decât de un șiret! Uite! Încearcă și tu!
Da, s-ar putea să funcționeze. Iau un slip de baie. Întoarce-l cu fundul în sus, apoi ia un șiret și bagă-l prin slip. După aceea, pune-ți șiretul în jurul gâtului. Încrucișează capetele la spate, apoi trece-le prin părțile laterale ale slipului. Trage capetele și fă un nod la spate. Arată bine, nu-i așa? Ești gata? Da! Ah, mai avem nevoie de ceva? Ce? Poftim! Ca să ne răcorim! Ah, hai să mergem! Știu, trebuie să luăm prânzul împreună, dragă! Nu ne-am văzut de mult! Mami, șiretul meu! Trebuie să leg! E mai bine săptămâna viitoare? Tac-tac! Sună bine? Stai puțin! Haide, scumpa mea! Hmm? Unde mă duceți? Am reușit singură! Mami? Unde a dispărut? Trebuie neapărat să mă tund! Mama, m-am plictisit! Aoleu! Bomboane! E goală! Vreau să mă distrez! Wow! Și eu pot să scot limba! Uite! Nu știu ce să zic de asta! Ce e asta? Arată interesant! Wow! Oare ce conține? Wow! Ce tare! O să le folosesc pe toate! O să-mi lipesc unul fix aici! Ce tare arăt! Parcă ar fi tatuaje! Arăt super tare! Unde ai dispărut? Liam? Oh, vin, mami! Cum ți se par? Ce-ai făcut? Nu poți ieși afară așa! Trebuie să-ți dezlipești plasturii! Au! Nu, mă doare! Treci înapoi! Nu avem timp pentru asta! Lasă-mă în pace! Sunt prea bătrână pentru asta! Liam, vino imediat înapoi! Nu, nu fac nimic cu forța! Stai jos! Dă mâna încoace! Cred că știu ce pot să fac! Și n-o să-l doare deloc! O să înmoi un bețișor de urechi în vaselină, apoi o să frec plasturele cu bețișorul! Acum se va dezlipi imediat! Gata! N-a fost chiar așa rău, nu? Unde a dispărut? Și acum celelalte! Acum ți se vede fața frumoasă! Ok, hai să mergem! Arată tunul! Șt! Rămâne secretul nostru! Ce drăguță ești, păpușico! Ia ceva dulce, scumpa mea! Nu, nu vrei să mergi la baie înainte să plecăm, nu? Nu! Hai să mergem! Ok, ok, ai răbdare! Ce distractiv e! Iuhu! Ce frumos e în aer liber! Să nu te îndepărtezi, scumpa mea! Ce drăguț e! Îl vreau! L-am prins! Miroase bine! Ups! Trebuie să merg la baie! Tati! Tati, avem o urgență! Eram sigur! Ok, vino cu mine! Grăbește-te! Trebuie să găsesc un tufiș sau ceva pe aici. Aha, perfect! Poți admira natura cât îți faci treaba? Nu cred. Ok, stai să mă gândesc. Știu, hai cu mine. Unde e? Tati! Poftim! Glumești, nu-i așa? Nu! Gândește rapid, e treabă serioasă. Asta ar putea fi utilă. Știu, mai stai puțin. O să pun găleata asta în portbagaj. Și capacul ăsta va fi un fel de colac de toaletă. Tronul e gata. Fix la timp. O să prind pătura asta aici ca să nu te vadă nimeni. Provocările vieții de părinte. Ups. Hei, grăbește-te. La 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 la. Ava?
Nimic nu e ca o zi relaxantă în care îți speli mașina. Fiu, ce cald e! Oh, ia te uită! Trebuie să-mi suc burta! Trebuia să fi fost acolo! Ia uite! Nimeni nu-mi rezistă când îmi scutur părul! Salutare, domnișoarelor! Vrea să fie amuzant, nu? Clasic! Râd cu mine, nu-i așa? Oh, nu! Ah, tipic! Asta e, o să-mi continui treaba! Trebuie să o curăț bine! E impecabilă! Am făcut o treabă bună! Sunt mulțumit de cum a ieșit! Sunt gata de școală, tati! Intră, scumpo! Super! Hai să mergem, tati! Hai să punem niște muzică mai întâi! Ador melodia asta! La, 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 la! Nu! Ce faci? Ups! Scuze! Abia am curățat mașina! Dar pot dansa un pic totuși? Iuhu! Ce ți-am spus eu mai devreme? E ok! Respiră! Adu-ți aminte de orele de yoga! Stai! Am o idee! O să folosesc tricoul ăsta! O să-l bag peste tetieră! Apoi o să-l trag în jos peste scaun! Acum poți dansa, scumpo! Mersi, tati! La, 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 la! Hai să mergem! Valea, Valea, plecați de aici! Trebuie să te dau cu niște spray repelent! Nu, e grețos! Unde pleci? Asta e, am încercat! Ne, nu mă prinzi! Asta e locul perfect pentru a mânca dulciurile! Ce carte interesantă! Ce moală e! Oh, nu! Plecați de aici, mami! Lăsați-mă pace! L-am auzit cumva pe Liam? Nu, cred că mi s-a părut! Ajutor! Ia de aici! Acum s-au supărat! Mami, trebuie să mă ajuți! M-au ciupit în țarii! Sunt foarte răi! Nu-i bai, scumpule, știu ce-ai de făcut! Ai nevoie de câteva picături din asta! O să adaug pe manșete! Acum țânțarii n-o să se mai apropie de tine! N-o să te mai deranjeze? Gata, dă-mi un pupic! Căh, prefer să stau cu țânțarii! M-am întors și de data asta e ceva personal! Ha, ha, luați de aici! E ora de culcare, scumpa mea! Poftim ursulețul! Mersi, tati! Somn ușor, Ava! Ne vedem dimineață! Stai! E prea întuneric! Nu-mi place deloc! Ah! Tati! Super! Acum mi s-au dereglat chakrele! Vin imediat, scumpa mea! Cine e? Vrei să ne batem? Adică e totul bine? Era întuneric și apoi a început furtuna! Hei, totul e în regulă! Nu te speria! N-ai pățit nimic! Sunt aici cu tine! Vrei să-ți citesc o poveste? Închide ochii! A fost odată ca niciodată! Doar medusă! Nu pleca! Șt! N-am plecat nicăieri! Încetişor! Tati! Acum e mai bine! Ah, serios? Cred că am o idee! Am o mănușă de cauciuc la îndemână! Ha! V-ați prins? O să pun mănușa în paharul ăsta! O să fixez mănușa pe margine! Am umplut un alt pahar cu orez! O să torn orezul în mănușă! Apoi o să scot mănușa din pahar și o să-i fac un nod! Cred că o să funcționeze! O să-i o pun pe braț! Da! Acum pot pleca pe furiș! Au, degetul meu! Ah, nu plânge!
dansăm! Hai, o să fie distractiv! Hai să vedem cine e dansator mai bun! E cumva o provocare, să-i dăm drumul! Sigur nu poți face asta! E rândul tău! Tai că tu știe și el niște mișcări! Recunoaște, te-am impresionat! Fiu, e mai greu decât ține aminte! Cine crezi că e cel mai bun dansator? Eu sunt! Votează cu mine sau treci la colț! Hei, pun pariu că pot să fac o omletă cu astea! Ta-dam! O, da, cu asta! Încă un ou vine imediat! Of, mai am o singură șansă! Scumpule, nu! Lasă băta! Ok, vezi oul ăsta? Coșile rămân în afara tigăii! Repetiția este mama învățăturii! Frate, gustările astea de după școală sunt nasoale! Blea, plictisitoare! Hei, ce-ar fi să căutăm acolo? Mama îl reumple mereu! Vezi? Chestia asta clar nu era aici de dimineață! Hai să anunțăm tortul! Oare câte felii are? Ai grijă cu el, da? Lingurile sunt pregătite! O să fie grozav! Ah, ce bun a fost, nu-i așa? Stai, e un bilețel sub chestia asta? Tort pentru mama? Ce-am făcut? Poate reușim să facem un alt tort? Oare merg bezelele? Cu ciocolată, cred că da! Pune niște pătrățele de ciocolată în tavă! Apoi adaugă niște bezele uriașe! Și ultimul pas, dar nu cel din urmă, bate nițel tava în cuptor! Pe curând! După ce începe să arate așa, poate fi scoasă din cuptor! Ai grijă, e super fierbinte! Uite ce frumusețe! O să-i placă la nebunie mamei! A ajuns acasă! Oh, Bună, scumpule! Ți-ai adus aminte că e ziua mea? Poftim, folosește-l pe ăsta! Măi, ce inventiv ești! Un sos de bezele topite! Cald și lipicios! Zici că e un strop de vară în farfurie! Super! Nu ești tu cel mai dulce fiu din lume? Te iubesc! Da! Abia aștept să gust bunătatea asta! Limonadă 5 cenți! Proaspăt stoarsă de subsemnata! Veniți să o luați! Salutare! E destulă! Haideți! Oh, vă e sete, nu? Savurați-o! Ce repede s-a consumat! Nu mi-a mai rămas nici măcar un strop! Acum ce mai vând? Ce s-a întâmplat? Nu mai am marfă! Ah, ce păcat! Dar poate că pot schimba sucul! Vezi pe penele ăsta roșu? Înfige-i chestia asta în coajă! Apoi scoate-o! Și ai obținut o găurică! Vezi? Bagă chestia asta acolo și e totul gata! Încape perfect! Acum folosește un cuțit ca să-i dai cep. Apoi bagă blenderul ăsta înăuntru ca să transformi pulpa în suc. Poți să vezi totul acolo! Și acum vine partea distractivă! Un pahar de suc de pepene roșu, te rog! Nu are cum să fie mai proaspăt de atât! Și acum recompensa mea pentru toată munca grea! Ah, mai trebuie doar să schimbăm afișul! Așa! Ok, să vină clienții! E destul pentru toată lumea! Iu, ce bine că pătura asta e suficient de mare! Îi dă un nou aspect canapelei, vezi? Super! Opa! E ok, trebuie să împiedic lumina asta să pătrundă! Oficial a început seara de film 3D! Super! Nu, stinsă! Mult mai bine! Are care probleme, ha? Mersi pentru floricele, tată! Ha? Blea! Ce e neregulă cu astea? Betty, ce e cu fața asta? Sorate?
și nasurile tale. Oficial, seara de film a fost distrusă. Doamne, Betty, vrei ceva dulce? Nu! Bine! Mereu e atât de mofturoasă. Pot să fac floricelele astea speciale. Dar în loc de microunde o să le fac în tigaie pe aragaz. Dar ăsta e doar primul pas. Din moment ce îi plac chestiile dulci, o să adaug caramelele astea simpatice. Și acum așteptăm să se întâmple magia. Oh, deja se întâmplă chestii. Ah, stropește uleiul ăla. Dar asta înseamnă că funcționează. Și fără să-ți dai seama, ai obținut deja niște floricele. Sau mai bine zis, floricele caramelizate. Chiar miros bine. Hei, Betty! Deja a dormit? Ah, ce păcat! Se pare că-mi rămân mie mai multe. Ce bune sunt! Cum naiba se desface chestia asta? Ah, se moaie! Ce fruct păros! E ca și cum ai linge pisica! Poate dacă tai fructul ăsta? Până acum e bine! Dar am îndepărtat tot miezul! Abia dacă mi-a rămas ceva de mâncat! E inutil! Sunt cel mai prost bucătar din toate timpurile! Scumpule? Ce se întâmplă acolo? Plângi? Kiwi mă urăște! Oh, putem rezolva problema asta? Stai să mă gândesc! Îl vezi pe ăsta? Ia-ți cuțitul și taie-l așa! Apoi taie și bucata aia în jumătate și fă la fel și cu cealaltă parte! Acum trage bucata pe marginea unui pahar până se separă coaja de fruct! Și cade direct în pahar! E gata, vezi? Mamă, ești un geniu al tăierii fructelor! Opa, chestiile astea sunt alunecoase! Eh, nu s-a întâmplat nimic rău! Dar poate că e utilă o furculiță! Ta-da! Ah, ok, mulțumesc! Ce bun e! Tu ești micul meu kiwi, scumpule! Poftim, David! Eu, arată ca un castron cu noroi! Haide, mă, e bun pentru tine, gustă-l! Nu știu ce să zic, mamă! Scârbos! Nu pot să mănânc așa ceva! Sunt niște lături! Ce zici de tortul ăla de acolo? Am mai multă poftă de el? Atât multă glazură? Nu, în niciun caz! Știu! Mereu ți-a plăcut portocalele! Dar nu e același lucru ca un tort, mamă! Nu, mersi! Poate mai am altceva! Niște iaurt bogat în proteine? Uite ce-am pentru tine, David! Nu știu! Nu cred că o să-mi placă! Stai! Cred că mi-a venit o idee și mai bună! Necesită o mică pregătire! Descojește niște portocale, apoi înfige-le într-o frigăruie din lemn! Pune-le într-un vas mare ca ăsta! Și acum toarnă iaurtul tău preferat! Ăsta o să fie delicios împreună cu fructele! Și poți să adaugi oricâte arome diferite vrei! Aproape că s-a umplut vasul! Acum hai să-l băgăm nițel în frigider! Și după doar o jumătate de oră, o să obții o gustare delicioasă! Pune obiectul pe orizontală și scoate frigăruia! Ar trebui să stea ok și fără ea! Apoi tai obiectul în felii! Nu-i așa că arată frumos înăuntru? E ca și cum ai mânca desert, dar fără zahăr în exces! Ăsta e mic dejunul meu? Așa da! Miroase grozav! Pumpăriu că poți să le apăs pe astea în 2 secunde! Ai fost la magazin? Și ți-am adus gustarea ta preferată! Înghețată de vanilie! Să vedem! Am cumpărat și alte chestii! Doar asta mă interesează! Dar trebuie să fie așa de moale? Zici că e supă de înghețată! Oh, nu! Ah, nu plânge, te rog!
Uite, o să rezolv eu problema. Hei, pot să folosesc jucăria ta specială? Cred că pot să încropesc ceva. Pune alunele tale preferate în toate găuricile astea. Apoi toarnă înghețata ta topită. Poți să folosești orice aromă vrei. Dar să acoperi totul complet. Perfect! Acum bag-o cu grijă în congelator și încearcă să înoverși pe drum. Și acum așteptăm timp de 10 minute. Gata! Pune-o pe o farfurie cu fața în sus. Vezi? Oh, e minunată, tati! Stai! Aproape că uitasem de partea cea mai bună! Îți place siropul de ciocolată, nu? Poftim! Ești cel mai tare, tati! Se pare că am folosit toate alunele. Nu mi-a mai rămas niciuna. Mmm, curcubeu pe cerul gurii! Mă bucur că am fost de folos! Of, durează o veșnicie să umflu colacul ăsta. Stai, ce naiba se întâmplă acolo? Bună, Lexi! Intri în piscina asta azi? Ah, ador să merg la plajă! Ce zi grozavă pentru asta! Pare un loc bun de stat aici! Oh, ia te uită! Un ghiozdan nesupravegheat! O să le iau pe ambele! Super! Acum hai să vedem dacă mai găsesc altceva de furat! Ador căldura soarelui! Stai! De ce oare am impresia că mă urmărește cineva? Huh? Cine e acolo? Are binoclu? Oh, nu! M-a văzut! Poartă-te normal! Ah, ce dubios! Cred că o să-mi trag geanta mai aproape. Știi ceva? Cred că ar trebui să-mi ascund și banii. Bancnotele o să stea frumos aici împăturite. Dar știi ce? Un scutec curat e totuși prea tentant. E timpul să scot ciocolata. O să o pun pe scutec și o să-l las să se topească. Oh, da, e topită. Acum o să mânjesc pe aici. Arată atât de scârbos. Nimeni nu o să se uite în interior. Sunt genială. Serios, clar nu trebuie să-mi fac griji în privința banilor mei. Ah, se ridică și își lasă geanta. Acum e șansa mea să fur o altă geantă cu bunătăți. Cât de proastă să fie. Efectiv să-și lase lucrurile aici. E perfect pentru mine totuși. Vai, nu se poate. Cât de scârbos. Poate merge să iau măcar geanta de sub scutec? Nu, nici gând. Scutecele murdare sunt prea scârboase. Se întoarce, trebuie să o șterg de aici. A fost o plimbărică plăcută. Ah, uite, scutecul meu murdar e încă aici. Mi-a păzit banii și geanta de hoțul ăla. Sigur o să mai folosesc trucul ăsta în viitor. E timpul pentru o gustare. Oh, Doamne! Nu pot să cred ce văd. O să vomit. Hoțul fuge? Cât de amuzant! Iu, e super cald azi afară, dar am ajuns aici. Uf, dar acum trebuie să mănânc ceva. Cine ar fi crezut că după o drumeție poate să ți se facă atât de foame? Eh, să vedem ce gustări mi-am luat la mine. Ghiozdanul ăsta e mult mai mare și mai adânc decât îmi aduceam eu aminte. Ah, așa, am găsit ceva. Și? Sunt niște chiloți? Nu-mi trebuie ăștia. Nu mi-amintesc să fi luat ursul ăsta. Asta e gustarea pe care o căutam. O banană. Dar, banana e o gustare plictisitoare. Nu se poate. Aia e Lizzie și are bezele rumenite. Ce zici, banano? Vrei și tu? Ok, ne trebuie ceva. Ah, conserva aia e bună. Trebuie să fie desfăcută așa, ca și cum ar fi decojită. Nu-i așa, banano? Apoi o să pun o bucată de folie de aluminiu peste conservă. Vreau să o înfășor peste franjurii conservei. Așa, am făcut un coșuleț din metal pentru cărbunii mei. E timpul să-i aprind și să aștept să se încălzească. Ok, banano, e timpul să strălucești. O să despic banana, uite așa. Acum vine partea cea mai bună. Umplerea bananei cu pepite de ciocolată și besele. Și acum banana o să se coacă pe grătarul ăsta. Mai trebuie doar să aștept să se topească și să se gătească. Ok, cred că a trecut destul timp. Oh, ia uite ce ciocolată cremoasă și bezele și banană! Un deliciu! Lexi! Hei, bună! Sunt eu, Lizzie! Ce-ai acolo? Pentru că mi-am adus o lingură! Ah, bine, poți să iei și tu din banana mea, bărcuță?
Mersi! Ah, ce apetisant arată! Și te pap! Oh, wow, e super delicioasă! Ești atât de isteață! Mersi! Poftim, mai ia, e destulă! Ce modalitate grozavă de a-ți petrece după amiaza! Lexi! Ador să stau în piscină! Ar trebui să intri și tu! Ah, sigur! Stai puțin să-mi termin gustarea! Poftim? Haide! Mai ai o grămadă de chipsuri! Vino aici! Trebuie să-mi termin chipsurile astea pentru că sunt grozave! Lexi! Haide, intră în apă cu mine! Apa e bună! E timpul să notăm! Of, glumești? Haide, o să-ți ia toată ziua ritmul ăsta! Ai dreptate, o să intru! Dar stai, chipsurile mele! Intră în piscină! Ok, ok, vin, nu pleca nicăieri! Trebuie să ajung la scară! Bun, am venit, sunt în piscină! Trebuie să-mi mănânc chipsurile acum! Intră în gura mea! Nu, am pierdut unul în apă! Lex, ești ridicolă! Uite, ai nevoie de ceva de genul ăsta! Vezi? Am un mic colac pentru băutura mea! Oh, wow! E super tare și simpatic! Mi-a venit o idee! Bun, am un pahar de plastic! Și o să-mi pun farfuria pe deasupra! Acum pot să-mi torn sucul în pahar! Nu pot să mănânc chipsuri fără un pic de suc răcoritor! Așa, cred că ajunge deocamdată! E timpul să pun chipsurile! Și evident că am nevoie și de un pai! Îi dă un vibe tropical! Ta-da! E timpul să mă întorc în piscină cu gustările mele! M-am întors! Și uite, Lizzie, am o nouă metodă de a mânca gustările în piscină! Wow! Șmecher! Sunt super impresionată! Hai, frate, mi s-a terminat băutura! Ce trist! Eh, cred că o să beau niște apă din piscină! E grozav să stai în piscină! Ador vara! Hei, Lizzie! Scuze că am întârziat nițel! M-am oprit la magazin pentru că m-am gândit că ne trebuie niște biscuiți! Și suc! Și o căciulă! Poftim? De ce? A, stai așa! Mă sună cineva! Poftim! Ținem tu ăsta! Doamne, cât de greu e! Ce naiba are aici? Vai de mine! Și-a băgat un pepene întreg în ghiozdan! Oare ce plănuia să facă totuși cu pepenele ăsta? Eh, ia să vedem ce mai e aici! Un cuțit normal. Sigur am nevoie de el ca să tai pepenele. Uf, e un cuțit de plastic totuși. Nu merge deloc. Haide, cuțitașule, hai că poți. Am încredere în tine. Abia dacă i-am zgâriat nițel coaja. O să încerc să folosesc foarfecă atunci. Pepene, o să vezi tu acum. Da, ok, merge bine. Gata. Stai, ce naiba? Doar am scrijelit-o inimioară? Pepenele ăsta mă scoate din minți! Ai dat de belele acum, pepene! Poftim? Nici măcar nu s-a crăpat? Îți bați joc de mine! Cred că ăsta e un fel de super pepene! Nimic nu funcționează! Da, ok, da, vorbim mai târziu! Pa! Iu, scuze, apelul a durat mai mult decât credeam! Ok, dăm pepenele ăla! Ok, mersi! Acum privește, o să tăiem pepenele ăsta cu o scobitoare! Uite! Bam! Scăpitoarea intră în coajă! Ești pregătită? Hai-ia! Wow! Cum ai făcut asta? E imposibil! E doar puterea mea uimitoare și acum pot să-l desfac! Poftim! Asta e jumătatea ta! Ura! Ador pepenele proaspăt! Abia aștept să-l mănânc! Pepenele ăsta e atât de bun! Dulce de tot! Nici nu mă mai chinui cu lingura! Mușc direct din el! Ce după amiază grozavă! Mersi, Lexi! Și nu o să-ți vină să crezi ce mi-a zis apoi? Wow! Locul ăsta e atât de frumos! Trebuie să facem picnicul aici! Avem pătura și băuturile! O să avem și gustarea dacă reușesc să deschid punga asta! Oh, nu! Ups! Oh, n-am vrut să se întâmple asta! Grozav! Floricelele sunt peste tot acum! Ce mă fac? Nu am un castron sau altceva în ce să le pun! Stai! Avem o rolă de șervete de hârtie! Cred că pot să încropesc ceva din ea. Ok, am un șervet din hârtie și acum o să despic materialul. O să fac ușurel, totuși. Trebuie să fac un mic buzunar. Perfect! Uite așa! Acum toate floricelele pot să intre acolo. Ta-da! Am făcut o mică punguță cu gustări doar dintr-un șervet de hârtie. Acum pot să-mi ronțăi în sfârșit gustarea sărată favorită. Wow, Lizzie! Trebuie să recunosc că sunt extrem de impresionată. Lexi, nu! Sucul tău! Huh? Oh! Fiu, a fost cât pe ce! Dar am reușit să prind!
Să vedem. Aș fi vrut să găsesc ceva ce poate fi folosit pe post de capac. Poftim, un șervet de hârtie ne sare iar în ajutor. Oi, steață treabă. Cred că o să meargă. Mă asigur că stă fix și apoi îl trag în jos. Gata, uite așa. Și acum hârtia funcționează pe post de capac. Ia uite, vezi? Sucul nu se varsă. Frate, suntem tare azi cu șervetele de hârtie. Poftim, ia niște floricele ca să sărbătorim. Uf, ce însorit e azi! Poate prea însorit? Mă încing stând aici! Evantaiul ăsta abia se simte în căldura asta infernală! Uf, nu merge! De ce ești un soare torid azi? Clar nu trebuia să mă uit fix la el! Hei, ce mai... sigur, pot să iei apa! Wow, ia-o și tu mai ușor! Pe-i prea repede apa aia! Dă-mi aia! Sigur o să mă răcorească! Înghețata e cea mai bună într-o zi toridă! Wow! Vezi ce văd și eu? E plăcerea mea! Bună! Bună! Eu? Nu, mersi! Stai! Pleacă? Unde se duce? Și de ce? Nu! Înghețata asta la cornet mi s-a topit pe toată mâna! Nasol! Mâna ei murdară l-a gonit pe tipul ăla. Chiar dacă mi-a furat-o, poate reușesc să o ajut. Sigur pot să rezolv problema. Trebuie doar să folosesc sticla asta de plastic. O să înclin așa. Gata, am rezolvat problema cu înghețata care se topește. Poftim, acum înghețata stă în recipientul ăsta. A revenit înghețata, mersi mult. Se întoarce tipul. Nu mai are înghețată pe toată mâna. Vai de mine, vine încoace. Hei, ce mai faci? Vrei să ne plimbăm împreună? Sunt o prietenă atât de bună! O să aibă o zi grozavă! Bun, am ajuns! Și acum toate obiectele mele de plajă! În primul rând, Sania! Să nu-mi uit colacul în formă de gogoașă! Asta-i tot! Și acum să le fixez cu o coardă elastică! E timpul să merg la plajă! Wow, ce ușor care ia totul! Deșteaptă treabă! Să mergem! E timpul pentru o drumeție! Ta-da! Un lac frumos! Cad! Nu! Sunt un delnearcă! Jared, ajutor! Betty, stai! Te salvez eu! Apa era așa rece! Ești fleașcă! Uite, cizmele mele sunt pline cu apă din lac! Auzi, trebuie să-ți dai jos hainele alea, ude? O să-ți scadă temperatura corpului. Da, dar tot îmi e frig așa. Stai, o să-mi vină o idee. O să fac focul. Unde sunt chibriturile? Nu putem face focul cu niște chibrituri, ude, Jared? Poate merge să folosim altceva. Da, folie de plastic. Asta o să meargă. Ok, mi-e așa de frig încât aș încerca orice. O să te înfășor cu totul în ea. O să te ajute, promit. Să nu uităm de partea trunchiului. Bun, acum o să tăiem partea din față. Vezi? Acum ai o geacă din folie de plastic. Wow, chiar îmi ține de cald. Eroul meu. Ok, hai să o întindem împreună. Da, e vreme de plajă. Jared, așteaptă. Stai pe loc. Trebuie să umfli asta mai întâi. Ce? Eu? Dar tu l-ai adus? Fie! Poftim, e gata! Bun, acum hai să mergem! Uhu, ador să not! Nu, se dezumflă! Nu, are o gaură în el! Ce nasol! Și el deja se distrează acolo fără mine! Ziua asta devine nașpa. Păi și acum ce o să fac? Sticla asta de apă ține apa în ea. Asta înseamnă că o pot folosi să țină și aerul. Trebuie să golesc și să folosesc coarda asta. Îi fac corzii un nod într-un capăt. În partea cealaltă o să folosesc o bridă. Nu știu de ce, dar cred că folosirea bridelor e distractivă. O să strâng bine. Perfect, aia-i gata. Acum mai fac și altele. E timpul pentru noua bridă. Trebuie să fie strânsă bine. Gata! Am făcut în rând întreg cu ele.
cui trebuie un colac drăguț în formă de gogoașă? Nu mie, pentru că eu mi-am făcut singură unul. E timpul să not. Wow, ce are Betty? Bună treabă! L-am făcut singură! Haide! Să mergem unde e apa mai adâncă! Sunt chiar în spatele tău! Trebuie să mă asigur că iau totul. Jared, întoarce-te ca să pot să pun asta în ghiozdanul tău. Să nu uit ouăle! Stai! N-o să se spargă acolo? Stai puțin, cred că am o idee. E timpul să spar câteva ouă. Pe toate, mai exact. Acum le bat nițel. Gata, urmează o sticlă goală de apă. O să torn ouăle în ea. Așa, nici n-am vărsat pe lângă. Și acum capacul. Perfect, ouăle sunt pregătite de călătorie. Ce ciudat, Betty! Se pare că cineva nu vrea omletă în excursia cu cortul. Păi, ai putea să folosești o șosetă. Poți să pui ouăle înăuntru. Vezi? Șosete cu ouă! Sunt un geniu! Ah, Jared! Stai să mi le bag în ghiozdan! Ok, suntem gata de plecare? Bun, cortul a fost montat. Mi-e cam foame acum, totuși. Deja? Bine, o să pregătesc ceva. Uite tigaia pentru prăjit. Dă-mi ouăle. Le am chiar aici. Oh, se pare că am o problemă. Ha, ți-am zis eu că nu era o idee bună. Chiar că ai șosete cu ouă? Ce bine că mi-am adus și eu ouăle. Sunt în siguranță în sticlă. Uite, pot să le torn în tigaie. Oh, sunt gătite acum. Arată bine, nu-i așa? E timpul să mâncăm. Mâncarea e mereu mai gustoasă când ești cu cortul. E răcoare în dimineața asta. Poți să faci mai repede focul ăla? Uf, mă ocup imediat. Acum îi trebuie niște oxigen. Stai așa, aproape s-a prins, sunt sigur. Trebuie să mai suflu în el. Mă simt cam amețit. Jared, ești bine? Mi-ai scuipat apă pe față? Da, leșinasei. Auzi, ia o pauză. De fapt, da, am o altă idee. Îmi trebuie două sticle de plastic pentru asta. Asta intră în cealaltă, uite așa. Ca să formeze niște foale. Vezi? Nu mai e nevoie de suflat. Uite, Jared, merge! Ha? Ce merge? Uite, focul! Nu-i mare lucru, l-am aprins. Of, acum e cald, totuși. Ăsta e un loc drăguț, nu? Am și ceva pentru tine. Ok, deschide-ți ochii. Sunt așa de frumoase, le ador! Sunt toate galbene, mai puțin asta, e specială. Exact ca tine. Vai, ești așa de dulce, meriți un sărut. Un țânțar, era pe fața ta. Mersi că m-ai salvat, ne întoarcem la pupici. E unul pe tine acum. Ok, se pare că au plecat. Au! Și eu? Sunt peste tot! Of, e plin de insecte! Am plecat de aici! Nu, Betty, stai! Ține-le pe astea nițel! Uite, sticla asta de apă o să ne salveze! Îmi trebuie ambele jumătăți ale sticlei, plus ceva care atrage insectele și apă. O să pun niște de asta pe fundul sticlei. Și apoi o să adaug apă. Pare să fie cantitatea potrivită. Apoi o să bag înăuntru partea superioară a sticlei cu fundul în sus. Gata, am făcut o capcană pentru insecte. Betty, vezi? Insectele au dispărut. Ha, ai dreptate, ce ușurare. Zboară în sticlă și nu mai pot ieși de acolo. E timpul pentru pupici.
Am strâns multe vreascuri. Chiar că? Iu, ce muncă grea! Apă, dă-mi și mie, sunt însetată. A, sigur, poftim. Hei, n-a mai rămas nimic. Ai băut-o pe toată. Ce-ar trebui să beau acum? Ești așa egoist, of! Scuze, o să găsesc alta. La naiba, și asta e goală. Stai, dar aici? Heh, se pare că și asta e goală. Da, bravo, Jared. Vin imediat. Pot să folosesc apa asta. N-arată așa rău. Miroase ok. Betty, ți-am adus niște apă. Îți bați joc de mine? De unde ai adus-o pe asta? Chiar credeai că e sigur să bei așa ceva? Ah, avem cărbune. Eh, clar o să meargă. Mai întâi stai să torn apa asta murdară în altă cană. Scârbos, de parcă aș vrea să beau așa ceva. Ok, acum am sticla și îmi trebuie un tifon. O să acopăr gura sticlei cu el. Și un elastic o să-l ajute să stea fix. Așa, am tăiat fundul sticlei. O să umplu partea superioară cu bucățile de cărbune rămase de la foc. O să bag întâi nisipul. Bun, și apoi pietrele, dar nu pe toate. Apoi e timpul pentru și mai mult nisip și o să închei cu ultimele pietre. Acum pot să pun sticla asta peste cea din care vreau să beau. E timpul să torn apa prin filtrul meu. Pietrele și nisipul rețin rezidurile și cărbunele curăță apa. Uite, vine apa curățată! Toată apa a fost turnată și filtrată. Uite ce curată e acum! Wow, mi-e super sete! Nu! Apa asta mi-aparține! Nu-mi dai măcar o gură mică? Ok, fie, doar tu ai adus-o! Ura! Și are un gust așa de bun! E timpul pentru știință, scumpo! Hai să creăm un monstru! Nu de data asta, azi o să ne distrăm! Am desenat fețe pe tuburile astea de la hârtie igienică și o să torn niște bicarbonat de sodiu în ele, apoi o să adaug niște colorant alimentar. Cred că ajunge! Și acum ingredientul special, oțetul! Ești pregătită? E atât de amuzant! Vomită! Wow! Fă iar, mami! Super joc, mamă! A fost, scumpo! Oh, pufoșel, ești așa simpatic când ai conul ăsta! Stai jos! Ce-a pățit părul tău? Zici că ai căzut într-un tufiș! În fine, se pare că cineva are nevoie de o baie! O baie! Ochii mei! Ard! Oprește-te! Nu, nu iar! Îmi place să pot vedea! Ok, nu o să meargă! Stai așa! Conul lui pufoșel! O să-l iau eu! Mi-a venit o idee! Cred că s-ar putea să meargă! Mamă, ce faci? O să-ți pun conul peste cozoroc, apoi o să-ți poziționez părul! Nu e prea elegant? Cum am ajuns aici? Mamă, ești sigură că o să meargă? Fără mișcări bruște, scumpo! Încă văd! Ți-am zis, totul e ok! Hai să curățăm părul ăla și o să-l clătesc! Mă gâtilă! Bravo, fetița mea! Of, nu știu ce să mai fac! Gustă nițel, scumpo! Nu, nu vreau! E scârbos! Ah, știu! O să-ți dau jucăria asta! Nu! Bine, dar ce zici de toate popiturile astea? Am deja unul! Vezi? Păstrează-le! Am încercat! Ce zici de servieta asta plină de bani? Imaginează-ți câte dulciuri ai putea să-ți iei! Ce de bani! Nu, nu mă poți cumpăra! Nu vrei deloc să ajungem la o înțelegere? Nu-l vreau! Vai! Bucătăria mea frumoasă! A fost distractiv! Vreau să mă joc cu sirena mea! O sirenă? Mi-a venit o idee! Ca masa să fie mai distractivă, ai nevoie doar de o lingură și niște lut modelator. Aplatizează lutul modelator. Apoi înfășoară-l pe mânerul lingurii și pliază-l.
Apoi modelează partea de jos a lutului în formă de coadă de pește. Uite așa! Apoi folosește o unealtă de sculptat ca să adaugi niște detalii pe coadă. Scrijelește ușor lutul cu unealta. Arată bine! Acum hai să facem niște solzi. Începe de sus și coboară până la baza mânerului. Nu uita să nu fie prea adânci urmele. Doar atinge ușor cu unealta suprafața lutului. După ce ai terminat, pune lingura pe o tavă și bagă-o în cuptor. Așa o să se întărească lutul. Scoate din cuptor și așteaptă să se răcească. La final pictează lutul cu argintiu. Sper să meargă! Wow! O lingură de sirenă! E așa magică! Ce fetiță cu minte! Bună, iubire! Daddy! Bună, scumpo! Ăsta-i mic dejunul tău! Nu mănânc chestia asta! Nu, iar! Așa tată, așa fică! Nu, nu se va întâmpla! O să iau-o de asta! Bună alegere! Poftiți! Poftim, Betty! Să mergem, draga mea! Delicioasă! Stai așa, scumpo, trebuie să răspund la telefon. Alo? Ah, bună! Mă bucur să te aud! Mami! N-a făcut-o! Nu te cred! Ok, Betty! Acadeaua mea! Ar trebui să o ridic! Pare murdară! Unde mi-a dispărut balonul? Nu! Vino înapoi! Îmi pare rău, balonule! De ce li se întâmplă chestii rele oamenilor buni? Betty, ce s-a întâmplat? Te sun eu înapoi! E ok, scumpo, o să rezolve mami problema! E urgență! E o plăcere să facem afaceri! Ar fi trebuit să-mi continui facultatea! Trebuie să nu se mai întâmple chestia asta! O să înfășor panglica în jurul acadelei! Ar trebui să meargă! Poftim, Betty! Wow! Mersi, mamă! Uite, balonul meu nu mai zboară! Ce drăguț, scumpo! Sunt așa fericită! Mami! Te salvează, mămica! A fost interesant! Ăsta e cel mai reușit! E un desen atât de frumos! Am nevoie de mai mult verde! Uite-o pe artista mea mică! Bună, mami! Nu! Ce-a fost aia? Sper să nu fii hamsterul! Sunt creionele tale cerate! Nu! Cum mai desenez acum? E ok! Mami o să găsească o soluție! Sper! De ce mi s-a întâmplat mie asta? E un dezastru! Forma asta ar putea fi utilă! Merită să încerc! O să pun creionele rupte în formă! O să umplu numerele! Astea sunt toate! Acum o să pun forma în cuptor! Ar trebui să se topească ceara! E ca și cum ai coace o prăjitură! Sper să meargă! E timpul să scot forma din cuptor! Cu grijă, e fierbinte! Le las să se răcească și apoi le scot din formă! Ce distractiv arată! O să le aranjez pe farfuria asta! Sper să-i placă lui Cheryl! Erau creioanele mele colorate favorite! E ok, draga mea! Ia uite ce are mami! Sunt creioane colorate? Sunt numere! Pe care să-l folosesc mai întâi? Uite, mama are diferite culori! Mă bucur că-ți plac! Le ador! Nu! Mami! Am nevoie de o vacanță! De ce? Încă un somn până merg la teatru. E atât de palpitant. Abia aștept. Ce somn oribil. Mă simt groaznic. Aciu! Mă doare tot corpul. Bună, somnoroasă. Eu nu mă simt așa de bine. Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte! Siropul de tuse o să te ajute! Gura mare! Blea! Trebuie să te odihnești! Dar teatrul? Nu pot să-l ratez! Îl așteptam de atâta timp! Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă! Stai puțin!
puțin, cred că știu cum să te înveselesc. Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare. Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare, ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei. Fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final, desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow! E grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Ura! Bis! Achiu! Iu, a fost dezgustător. Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună? Grozav! Se apropie vara și a venit vremea pentru niște trucuri de parenting grozave. Te chinui să găsești o încălțăminte modernă? Ia un popit! Pune-ți piciorul peste popit și decupează cu grijă pe lângă el. Pune o bretea de șlap și ți-ai făcut niște papuci chic. Și te și poți distra, nițel! Oh, bombonele! O să-mi placă! Unde te grăbești așa, scumpule? Știi regulile? Mai întâi trebuie să mănânci terciul ăsta delicios de ovăz! Nu mănânc chestia asta! Mama pare ocupată! Acum e șansa mea! O să scap de terciul ăsta de ovăz! Locul lui e în coșul de gunoi! Ah, serios? Crede că poate să o păcălească pe mama lui? Știu cum să rezolv treaba asta! Delicios! Acum pot să mănânc niște bomboane! Stai pe loc! Ai uitat ceva? Mănâncă-ți ovăzul! Dar, mamă, chiar trebuie? Da, haide! Sunt prea deștept pentru ea! Pe curând, ovăzule! Ha? Bolul ăsta-i stricat! Nu se golește! Sunt tare confuz acum! Cum de se întâmplă asta? O să se golească dacă mănânci terciul de ovăz! E atât de nedrept! Îl mănânc! Fericită! Ce băiat cu minte! Ia uite ce de baloane frumoase! Wow! Ți se face foame de la citit? Și e prânzul! Ura! Oare ce bunătăți avem aici? Oh, iaurt! Hei, Jennifer! Ia uite ce am! Ah, delicios! Poftim, micuță! Arată bine! Nu! Ești plin de iaurt, tată? Mustața mea glorioasă! E distrusă! Stai! A mai rămas vreun pic de iaurt? E ok, scump, o rezolv eu problema. Stai să șterg iaurtul ăsta mai întâi. Așteaptă! Am o idee! Vrea cineva niște iaurt delicios? Gura mare! Îl strângi puțin și iese! E așa de bun! Nici o problemă, scumpo! Nu pot să cred că fetița mea crește așa de repede! Sper să-i placă ce cadou i-am luat! Așa, să nu uite tortul aniversar! Ia uite-l, e efectiv perfect! L-aș putea mânca pe tot! O, nu! Ce-a fost aia? Nu! Am strivit lumânarea! E ruptă! Nu pot să pun așa ceva pe tort! Ce mă fac? Poate că jeleul ăsta o să mă înveselească! Stai puțin! Ăsta seamănă cu 5! Mi-a venit o idee! Cred că știu ce să fac! Merită să încerc! Ia un șarpe din jeleu și folosește un creion 3D ca să desenezi pe el! Creează mici spirale de plastic pe șarpele din jeleu! Continuă de-a lungul jeleului! Desenează pe plastic construind treptat! Șarpele din jeleu e pe post de șablon! La final o să obții ceva care arată așa! Ridică cinciul de pe șarpele din jeleu! E gata să ajungă pe tort! Oh, wow! Ce frumos e! Pune-ți o dorință, draga mea! Da!
La mulți ani! Wow! E pentru mine? Wow! Arăt bine! Urmăritorii mei o să adore asta! Vai de mine! Chris, uită-te la clipul ăsta! Oh! Salut, partenere! Iha, o gogoașă! Woohoo! Clar pot să obțin și eu vizualizările alea! Trebuie doar să-mi vin o idee! Știu! Îmi trebuie niște recuzită! O să devin virală! Unde sunt ochelarii? Ah, uite-i, mamă! Mersi, scumpule! Ah, ce-au pățit? Nu pot să-i port pe ăștia? Nu o să mai fiu niciodată un influencer! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Dacă ochelarii tăi au avut și zile mai bune, uite un mic sfat! Aplică un strat de ojă pe marginile lentilelor! Încearcă să dai uniform ca să ai aceeași grosime peste tot! Uite așa! În continuare, folosește o pensulă subțire ca să adaugi niște detalii cu vopsea albă. Pictează niște dungulițe pe deasupra ojei. Fă la fel cu niște vopsea albastră și galbenă. Ochelari de soare cu gogoși? Super! Arată bine! Chris, scumpule, poți să fii cameramanul meu? Oh, da! Vezi să-mi surprinzi latura bună? Wow, mamă, ești așa de populară! E grozav! Nu se poate! Nu-i corect! Ia uite ce comoară am! Colecția mea de scoici prețioase! Sunt uimitoare! Mi s-a făcut foame! Dar ce pot mânca? Trebuie să mă gândesc la ceva! Unde-i mama? Stai puțin! Dacă nu e mama, înseamnă că pot să prăvuiesc frigiderul! Mama nu o să știe niciodată! Wow! Unde-i toată mâncarea? Oh, nu! Magneții mamei! O să fie atât de nervoasă! Trebuie să rezolv treaba asta! Dar cum? Stai puțin! Scoicile mele o să fie utile! Sunt un geniu! Lipește un magnet pe o piatră. Asigură-te că stă bine. Apoi începe să decorezi piatra. O acoperim pe asta cu vopsea albă. Acoperă întreaga piatră cu vopsea. De fapt, e chiar relaxant. Nu rata nicio zonă. Așteaptă să se usuce vopseaua. Apoi folosește vopsea galbenă ca să creezi un cerc. Și umple-l. Arată ca un ou. Fii cât de creativ vrei! Gata! Sper să nu observe mama! Oh, băiatul meu frumos! Iu, a fost cât pe ce? Pizza? Nu se poate! Mersi, mamă! Nu mai bea sucul ăla! Ai întârziat la școală! Mamă! Mergi la școală ca să înveți, nu ca să arăți bine! Uite-ți ghiozdanul! Acum pleacă! Chiar trebuie! Vai! Uite ce vreme e! O furtună! Da! Adio, școală! Frumoasă încercare! Stai puțin! Am nevoie de perdeaua de la duș! Învinge vremea cu un poncio făcut de tine! Împăturește o perdea de duș într-un triunghi și apoi decupează vârful! Ai grijă să fie ascuțită foarfeca! Perfect! Apoi ia două bucăți pătrate de material și pune-le una peste alta! Pune o bucată de hârtie de copt pe o margine și lipește-le cu o placă de păr! Acum ești pregătit pentru orice vreme! Serios? Ești simpatic! Acum grăbește-te, nu vrei să ratezi orele! Mă simt ridicol! Știu! Ce zici? O reducere la scule? Tati, uită-te la tabloul meu! E grozav, micuțo! Stai, ce ai pe bluză? Am testat vopselele pe mine! Mama ta o să fie atât de nervoasă! Vă las singuri o după amiază și uite ce se întâmplă! Scuze! E vina mea! Fii blândă cu ea!
Nu pot să las să se întâmple asta! Hai să schimbăm bluza aia, fără vopsele pe haine, bine? Ok, tati, arta e distractivă! Oh, uite-te la ea, micuța mea Picasso! Uite, tati! Oh, haide, măi! Ups! E timpul să gândesc creativ! Cred că știu ce să fac! Poftim! Propriul tău short! Mersi, tati! Aha! Stai puțin! Ok, Jennifer, arată-mi pictura! Wow, e frumoasă! O pune pe perete! Și nu te-ai mai murdărit! Ah, măreața natură! Nimic nu se compară cu ea! Durează o veșnicie! O să se întunece în curând! Wendy, haide, grăbește-te! Încetinește! Deci asta e natura, a? E plictisitoare! Pădurea asta nu e făcută pentru tocurile astea! O să-mi distrug pantofii! Nici nu pot să merg drept! Oh, merci! Ha? E goală! Poftim? Încep să regret treaba asta! Uite, am niște pepene! L-ai cărat toată ziua? Oh, nu, n-am cuțit! Cum o să-l tăiem? Poate merge să folosesc scobitoarea asta! O să o înfig în pepene, apoi o să-l lovesc! Wow, a fost uimitor! Arată bine! Ce gust grozav are! Haide, Wendy! Trebuie să mergem mai departe! Nu mai pot! Trebuie să mă odihnesc! Nu sunt făcută să merg! Oprește-te, te rog! Nu pot să mai înaintez! Ok, fie! Ăla pare un loc bun! Of, și locul ăsta e bun? E ok aici? What? Stai jos, relaxează-te! Glumești! Hei, tu ai vrut să ne oprim? Urăsc să fiu afară! Nu, nu pot să-mi distrug hainele! Ah, știu! O să mă odihnesc sub chestia asta mare din lemn! E cam murdar! Aha, ăsta e perfect! Gata, pot să mă așez pe șervețel! Ah, mult mai bine! Mă simt atât de relaxată! Au! Țânțar idiot! Auci! Ah, e enervant! Ce e cu gălăgia asta? Fă liniște! Ok, calmează-te! E comod! Ăla e un păianjen? E un păianjen? S-a uitat la mine! Ce? Îți arăt eu ție! Eu pe asta! Termină! Hei! Natura ar trebui să fie liniștită! Păianjenul a început! Știu ce să fac! O să înfășor folia asta de plastic în jurul copacilor! Am amețit deja! Ok, acum spre copacul ăla! O să pun mai multe straturi! Trebuie să mă asigur că stă bine! O să fac un triunghi din folia de plastic! Trebuie să continui! Trebuie să fie ceva solid! Acum pot să trec plasticul pe deasupra! Gata, am terminat! Propriul meu adăpost! O să-l testez! Ce face Wendy acum? Ah, bună, Jennifer! Ești invidioasă? Știu că ești! Nu pot să cred că te-ai chinuit atât! Oh, e atât de multă lumină! Cum mai dorm acum? Am nevoie de un pic de umbră! Cortul ăla e perfect! Wendy? Ce faci? Ah, o să o las în pace! Oricum am nevoie de salteaua asta gonflabilă! O să mut cortul! E perfect! Ce s-a întâmplat cu salteaua? O să fie atât de distractiv! Nu! Oprește-te! Eu o foloseam! E a mea! Wow! Trebuie să te antrenez mai mult! Dă-mi-o! Nu fac nimic! Gata! Glumești, nu? Ah, vorbești serios! Ok, stai puțin! Revin imediat! O să las salteaua aici! Apoi o să pun cortul deasupra! Asta ar trebui să o mulțumească! Poftim! Wow! E super tare! Acum putem să folosim amândouă salteaua! Ah, asta da viață!
Stai, nu sunt iceberguri pe aici, corect? Evident că nu. Savurează momentul. Hei, nu fi rea! Ah, e minunată apa. Ah, știi ceva? Natura nu e așa de rea. De fapt, chiar mă simt bine. Nu pot să merg pe aici desculță. O să mă încalț cu șlapii mei. O să mă ajute. Mă bucur că i-am adus. Auci! Ups! Nu merge conform planului. Jennifer! Wendy, ce e? Trebuie să mă ajuți. Ok, nu pot să fac niciodată nimic. Care-i problema? Picioarele mele! Mă dor! Ok, o să caut o soluție. Aș putea să te car. Ești mai grea decât pari. Nu merge. Avem nevoie de un plan B. Ah, știu! Scoateți șlapii. Ok. Am nevoie de ei. Privește! O să scot baretele șlapilor. Acum îmi trebuie un pistol de lipit. O să aplic un strat subțire de lipici pe marginea papucului. O să-i fac conturul. Apoi o să pun un alt șlap deasupra. O să fac mai multe straturi. Apoi o să pun bareta pe cel de deasupra. Ăștia ar trebui să-i protejeze picioarele lui Wendy. Probează-i! Wow, sunt atât de eleganți! Abia aștept să-i port! Mă simt atât de înaltă și picioarele mele nu mai ating pământul! Poate că ar trebui să vând așa ceva! Oh, ce drăguț! Poți să nu mai faci asta? E extrem de enervant! Mergi mai departe! Totuși, arăt drăguț! O albină! Uș, pleacă de aici! Mă simt atât de conectată cu natura! Nu! Termină! Aha! Să te înveți minte! Au! Ai grijă! Ce? Ce s-a întâmplat? M-a înțepat! Stai liniștită! Știu ce să fac! Stai puțin! Obiectul ăsta ne trebuie! Nu te mișca! O să pun ventuza peste ac! Apoi o să trag mânerul! O să scoat acul! Acum trebuie doar să-l trag! Impresionantă treabă! Scuze, a fost un accident! Fii mai atentă! Cu plăcere! Abia aștept să dorm! Noapte bună, domnule unicorn! Wow, natura chiar te obosește! Grozav, sforăie! Normal că așa face! Și eu nu pot să mă așez comod! Cine a proiectat podeaua din pădure? Ar fi trebuit să o facă moale! Jennifer, ia-ți mâinile de pe mine! O să încerc să închid ochii! Poate o să adorm! Și o să am vise plăcute! Ha? Ce s-a întâmplat? De ce mă scufund? Sunt nisipuri mișcătoare? Ce mod de a muri! Stai! E salteaua! S-a dezumflat de tot! Nu mai are aer deloc! Tipic! Hei, Jennifer! Trezește-te! Hei! Yuhu! Jennifer! Ce mai acum? Uită-te la saltea! Ha? Ce nasol! Are o gaură! Nu putem dormi pe așa ceva! Vino! Ok! Ce ne facem acum? Putem să stăm într-un hotel? Nu! Îți bați joc de mine! Te ajut eu! De ce lasă oamenii gunoaie? Putem folosi punga asta! O să o umplu cu aer! Apoi o să-i fac un nod! Gata! Ce zici? E bună, nu-i așa? Ce facem cu ea? Chiar trebuie să-ți explic! O să folosim pentru cort! Ne mai trebuie câteva? Ok, și apoi ce? În plus, de unde vin pungile astea? Piu, e obositor! Asta e ultima! Intră! Dacă zici tu! O să fie grozav! E ca și cum ai sta pe un norișor! Ți-am zis eu că am un plan! Ok, trebuie să mă culc! Stai! Oprește-te, nițel! Simți mirosul ăsta? Aoleu, put! De-aia nu stau în bătaia vântului! Wow! Fix ce-mi trebuie! Să mergem! Așa da! Uită-te la piscina aia! Jennifer, aduceam niște gustări! Poftim? Vorbești serios? Da, sunt preferatele mele! Ok, să intrăm în piscină! Bună, Jennifer! Scuze, trebuie să mă concentrez! Arăți ridicol! Ajutor, ajutor!
Oh, gustările mele! Poftim? Glumești? Jennifer, e ridicol! Păi, mi-era foame! Nu-i amuzant! Vino aici! E timpul să fug! Vino înapoi! Lasă-mă în pace! Termină! Te dai bătută? Stai așa! Poate am cum să te ajut! Am nevoie de paharul ăsta din plastic. O să fac o gaură în farfuria asta și o să bag paharul prin ea. Acum am nevoie de niște suc. O să-l torn în pahar. Apoi o să aranjez chipsurile pe farfurie. Uite așa! O să pun niște paie și gata! Ia uite! E o tăviță plutitoare cu gustări! Ah, o ador! Oh, ce idee grozavă! Ia niște chipsuri! E mult mai bine decât să stai la cord! Vai, am nevoie de un look nou! Ăștia trebuie să dispară! Nu am nevoie de ochelari ăștia! O să iau eu pe ea! Și trebuie să fac ceva cu cămașa asta! Bună, Mindy! O iau eu pe asta, Lily! Acum poate să înceapă petrecerea! Astea o să arate grozav aici! Toată lumea iubește pepenele roșu și îi dă petrecerii mele un aer tropical! Să te sfacem draperiile! Cred că e gata! Arată grozav! Stai puțin! Aproape că uitasem ceva! Pepenele meu! E superb! O să-l duc în sufragerie! Wow, aleu! Nu! De ce viața e atât de crudă? Ce mă fac acum? Ah, știu! Magazinul e închis! Dar am nevoie de un pepene! O să găsesc singură unul! Nu pare ok! Poate o să am noroc aici! S-ar putea să fi fost o idee proastă! În sfârșit! Pepeni delicioși! Uită-te la tricoul meu! Dar nu asta contează acum! Ah, stai! Nu am o sacoșă ca să-l car! Dar poate că nu am nevoie de una! Dacă fac mai multe găuri în tricoul meu, pot să-l folosesc pe el! Oricum e deja distrus! Ok, cred că e perfect! O să-l scot și o să-l întorc invers! Apoi fac un nod! O să fie tocmai bun! Pepenele o să încap acolo și așa pot să-l car acasă! E fix ce-mi trebuia! Să mergem! Am ajuns întregi acasă și o să pun pepenele aici! Tricoul ăsta s-a dovedit a fi extrem de util! Hei, ăla e pepene roșu? Vreau o felie! E atât de suculent! Îl ador! E timpul să duc gunoiul! Sunt atât de obosită! Am nevoie de o zi de leneveală! Ute! Oh, nu! E Chris! Nu pot să-l las să mă vadă așa! Arăt ca un gunoi! Trebuie să găsesc rapid o soluție! De ce a trebuit să se așeze acolo? O să mă ascund aici până pleacă! Haide, Chris, pleacă! Oh, nu! Vine în direcția asta! Ce mă fac? Există o singură soluție! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Auci! Acum chiar că arăt ca un gunoi! Dar măcar nu m-am făcut de râs! Nu, e o idee proastă! Haide, gândește-te! Trebuie să pot face ceva! Poate merge să folosesc ceva din tomberon! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Adică nu e cea mai nasoală chestie! Poftim? Nu pot să cred! Ești ok, frate? Da, pleacă! Stai, te cunosc? Luna? Bună, Chris! Ce faci? Arăți ca o cerșetoare! Nu trebuie să fii răutăcios! Ești o fraieră! E atât de răutăcios! Nu, nu poate fi atât de dificil! Cât de enervant! Ah, bună! Ce? Am nevoie de rochia asta? Fac schimb cu tine! Ești nebună! Eu? Credeam că e o ofertă bună! Stai, cred că mi-a venit o idee! O să-mi scot mâinile din mâneci!
și o să mi le scot prin gâtul bluzei. Apoi leg mânecile în față și le fac un nod după gât. Arată super drăguț! Ah, părul meu! Așa da! Poftim? Nu pot să cred! Vin acum! Chris? Hei, întoarce-te! Ah, bună! Ce mai faci? Bună, Luna! Arăți grozav! Ce drăguț că ai observat! Vai, atât de amuzant! Oh, tocmai am primit cel mai dulce mesaj! Nu se poate! Uite, Chris m-a invitat în oraș! Poftim? Invidioasă? Stai! Uite! Chris mă invită și pe mine în oraș! Cum poate să-mi facă una ca asta? Bărbații! Ha! Trebuie să fie o greșeală! Știu! De ce te-ar invita pe tine în oraș? Doar una dintre noi poate să iasă cu Chris, ok? Ok! Și asta o să fiu eu! Da, sigur! Mai vedem noi! O să-l uimesc pe Chris! Pot și eu să intru în jocul ăsta? Eu voiam să mă dau cu rujul ăla! Ah, ce păcat! Nici o problemă! Ador cercei ăștia! Oricum nu-mi plăceau! Ăștia sunt mult mai eleganți! Da, n-ai decât să crezi asta! Mă duc să-mi iau geanta! Și eu! Pe asta! Glumești? Oricum pare ieftină! Blugii ăștia arată mereu bine! Sunt ai mei! Ba nu! Dă-le drumul! Eu i-am văzut prima! Termină! Fă-mă! Uite ce-ai făcut! Poți să-i păstrezi tu! Multă baftă! Dar... Ce mă fac acum? Nu pot să-i port pe ăștia? Sau... Trebuie să fac o gaură mai mare. Apoi o să-mi bag mâinile prin cracii pantalonilor și capul prin gaură. Uite așa! Acum o să-i trag în jos. Wow! Arată uimitor! E timpul să plec. Unde te grăbești? Arată bine, nu-i așa? Recunosc că sunt impresionată. Pe curând! Dă-te din calea mea! Chris? Cu cine e? Wow. Ah, bună, fetelor! Oh, sunt gemeni! Hai să uităm de faza asta! După tine! O aștept pe Mindy! Ah, uite-o! Te las! Bună, ce mai faci? Mergem? Huh? Nu mă pot ridica! Ce ciudat! De fapt, e și mai rău! E proaspăt vopsită! Nu! N-am văzut semnul! De ce a trebuit să mi se întâmple mie asta? Nu pot să mă ridic! Sunt lipită de bancă! Oh! Ha! Se întâmplă mai des decât îți imaginezi! Ce mă fac? Stai! Am folosit vopsea sau lipici? Ups! Poartă-te normal! E inutil! Rămân aici! Stai! Poate am cum să te ajut! Credeam că o să meargă! Trage! Mai tare! Haide! Dă-te de pe banca mea! Iu, ce antrenament! A fost epuizant! Mie îmi spui? Cum arată? Spune-mi adevărul! E rău, nu-i așa? Clar! Stai! Cred că știu cum să rezolv problema asta. Am nevoie de câteva materiale. O să iau chestia asta. Iubeam blugii ăștia. Ok, să trecem la treabă. Ai încredere în mine. O să pulverizez vopseaua pe blugii tăi și o să folosesc niște șabloane. O să arate grozav. Câteva dungi în plus aici jos. Astea o să fie perfecte aici. Ar trebui să mă fac designer. Spatele-i gata. Acum vine partea din față. Cartonul ăsta o să împiedice vopseaua să ajungă pe pielea ta. Ar trebui să mă plătești pentru asta. Ok, o să mai adaug câteva detalii. Gata, am terminat.
Ce zici? Wow, sunt fantastici! Nu pot să cred că am niște blugi personalizați! Ești genială! Asta face o prietenă! Ok, să mergem! Unde mi-e vopseaua? Trebuie să fie pe aici pe undeva! Iu, nu trebuie să pierd chestia asta! Tocmai am făcut o greșeală imensă! Asigură-te că le trimiți acest clip prietenilor tăi și nu uita să te abonezi pentru a fi mereu la curent cu distracția!